Lăudat să fie Domnul! Ceea ce simt să vă spun în această seară, și dumneavoastră sunteți oameni cu experiența vieții, experiența umblării cu Dumnezeu, și să cântăriți ceea ce spun. Cred că trebuie să învățăm să experimentăm trezirea. Cred că trebuie să învățăm să experimentăm venirea Domnului în mijlocul nostru într-o manieră foarte puternică. Cred că trebuie să ne așteptăm la lucrul acesta să se întâmple. Avem prea multe amintiri ale altora cu astfel de experiențe și în ultimul timp prea puține experiențe de genul ăsta. Domnul este bogat și are să ne dea mai mult decât ne imaginăm. Trebuie doar să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și să lăsăm harul să curgă și peste noi. Probabil că sunt oameni aici care sunt cuprinși de neiertare, de ură, de răzbunare și nu se pot închina. Probabil că sunt oameni care trăiesc în păcat, care sunt obsedați de anumite vicii și nici ei nu se pot închina. Însă eu mă uit la dumneavoastră că sunteți biserica lui Dumnezeu. S-a deschis cerul și a coborât din cer slava lui Dumnezeu peste inimile acestea de oameni. Și mă aștept să vă lăsați aprinși de prezența Domnului. Cred din toată inima că trebuie să învățăm să experimentăm o atingere specială, un val care va veni peste noi să ne ridice. Domnul vrea să facă lucrul acesta cu noi, pentru că altfel ne înghit musulmanii, ne înghite păcatul, ne înghite confortul, lăcomia și materialismul. Nu uitați, suntem responsabili pentru astfel de experiențe, nu să le producem, ci să le experimentăm. Domnul să fie binecuvântat! Îngăduiți-mi să citesc încă o dată textul despre intrarea Domnului în Ierusalim, de data asta în limba română și din Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetele de la 29 până la 44. Luca 19, versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce se fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Mulțumesc frumos, așezați-vă, prea iubiților. Suntem la sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, la sărbătoarea floriilor, și o să pun o întrebare la care o să răspund cât o să pot în limita timpului disponibil. Ce ne învață sărbătoarea floriilor? Acesta este titlul predicii mele din această seară. Domnul Iisus spunea: ce scrie în Biblie,
și ce înțelegeți voi din ea? Cum citiți voi în ea? Vorbim despre o sărbătoare de mult apusă, peste care s-au așternut praful istoriei de 2000 de ani. Însă ce ne învață sărbătoarea aceasta? Este ceva ce în mod practic noi vom schimba în viața noastră de astăzi înainte? Ierusalimul a fost și este centrul spiritual al evreilor. Acolo era templu, jertfele, preoții și închinarea. Cu câteva zile înainte să fie condamnat la moarte prin răstignire pe dealul Golgota, care era la marginea orașului, Mântuitorul Iisus Hristos a venit în Ierusalim și ultimile zile din viața umană le-a petrecut în cetatea păcii. Maniera în care se desfășoară evenimentele intrării sale în Ierusalim ne învață câteva lucruri foarte folositoare pentru viața noastră de credință. Primul dintre ele, privind în raportul Bibliei cu privire la sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, învățăm despre divinitatea lui Iisus Hristos. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfagen spre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis pe doi dintre ucenici și le-a zis: mergeți într-un loc, acolo veți găsi un măgăruș. Dar de unde știa el că va fi acolo un măgăruș legat chiar în timpul ăla? Dacă cineva îl lua să-l ducă să bea apă? În timp ce îl veți dezlega să-l luați, niște oameni vă vor întreba: hei, ce faceți, de ce luați măgărușul? Dacă oamenii ăia nu erau acolo, sau dacă nu întrebau chiar așa, de unde a știut Iisus cu lux de amănunte exact ce se va întâmpla exact în clipa aceea? Pentru că oamenii nu pot gândi în afara experiențelor lor de viață, este imposibil pentru muritor să înțeleagă cum Mesia a fost Dumnezeu 100% și în același timp om 100%. Noi nu putem înțelege această experiență pentru că n-am avut-o și nu vom avea niciodată. El a fost 100% Dumnezeu și a fost 100% om, în același timp, în același loc, în aceeași persoană, Iisus Hristos. Și prin faptul că El a făcut minuni, se vede umanitatea Lui, chiar dacă într-o mare măsură El nu a folosit-o. Mai mult de atât, observați că în finalul textului pe care eu l-am citit, Domnul Iisus Hristos anticipează ce se va întâmpla cu oamenii din Ierusalim, care pur și simplu vor fi cuprinși de împietrire și nu vor mai avea puterea să primească cercetarea Duhului și a Cuvântului și să se pocăiască. Și din acest motiv vor fi implicați într-un război pe care îl vor pierde și orașul, templu și națiunea lor va fi distrusă pentru aproximativ 14 secole. De unde a știut Iisus lucrul acesta? Din toate aceste informații pe care El le spune ca om, plin de praf, însetat, nemâncat, apăsat de durerea păcatelor pe care urma să le poarte, să și le asume, El, Iisus Hristos, era Dumnezeu în același timp și a vorbit din divinitatea sa, din atotștiința sa, din infinitatea sa, din eternitatea sa, care era ascunsă și încuiată în umanitatea care se vedea, într-o haină probabil albă. Deși Domnul venea cu ucenicii din Galileea, știa unde e măgărușul, știa că niște oameni vor fi acolo, știa că oamenii vor pune întrebarea aceasta, știa ce se va întâmpla cu evrei, știa ce se va întâmpla cu templu, cu orașul lor, cu țara întreagă. Alte ori, Iisus a oprit vântul, a potolit valurile mării, a vindecat pe cei bolnavi, a înviat pe unii care erau morți. Și în fața acestor manifestări supranaturale, este de-a dreptul un păcat să-ți fie frică în necazuri, în boli și în problemele pe care le ai, pentru că același Iisus, care atunci a putut să facă orice a vrut, este și astăzi în viața noastră și face orice vrea. Ne ridică din boli, ne ridică din necazuri, ne dă putere să-L slujim, ne dă putere să-I rămânem credincioși, ne dă putere să ne descotorosim de viciile și de obsesiile care încearcă să compromită mărturia spirituală a vieții noastre și să ne transforme în fenomenul Rasputin. Un om religios din Rusia, care vorbea despre neprihănire, dar în același timp explica că trebuie să experimentezi păcatul ca mai apoi să-ți dai seama de păcat și să te ridici în mântuire. Și nici nu vreau să vă spun de aici, nici timpul nu-mi permite, dar experiențele lui sunt mizerabile, ca să vă spun ce făcea ca să explice femeilor din generația lui cum trebuie să se pocăiască după ce au trăit în păcat cu el. Astăzi,
Hristos este același. El poate să aibă o biserică plină de putere, o biserică mărturisitoare, o biserică care își sacrifică viața și care își cheltuie resursele pentru El. O biserică care e gata să iasă din confort, o biserică care este gata să se expună, o biserică care nu lasă musulmanii să cucerească lumea, pentru că este oportunitatea ei să cucerească lumea. Hristos este Dumnezeu. Să nu-ți fie frică când ești în necaz. Hristos este Dumnezeu. Să nu-ți fie frică când ești bolnav. Hristos este Dumnezeu. Să nu-ți fie frică când ai datorii pe care nu le poți plăti. Hristos este Dumnezeu. Să nu-ți fie frică dacă ai experimentat, dacă ai alunecat în păcat și te-ai pocăit, te-ai mărturisit și l-ai abandonat. Să nu-ți fie frică, Hristos este Dumnezeu, te iartă și te restaurează. Să nu-ți fie frică, El este Dumnezeu și astăzi la fel ca atunci. La Florii învățăm că El este Dumnezeu. El nu e un nume, El nu e o religie, El este Dumnezeu. Eu am puterea să rup frunza asta. El are puterea să facă orice, să întoarcă universul ăsta pe dos. Să-mi dea un organ nou în locul unui bolnav, în locul unuia bolnav. Are puterea să facă orice lucru. Noi trebuie să ne încredem în capacitatea lui de Dumnezeu, care e nelimitată, care este infinită, care nu-i vulnerabilă, care nu-i fragilă. El este un Dumnezeu puternic. Îți vei alege un băiat bun, îți vei alege o fată bună. Vei putea să te rogi mâine dimineață dacă îți pui în minte asta. Vei putea să postești o dată pe săptămână dacă îți programezi lucrul ăsta. Vei putea să citești 3 capitole din Biblie în fiecare zi dacă îți pui deoparte 10 minute pentru asta. Vei putea să-ți mai lungești rochia sau fusta ca să-L onorezi pe Domnul și să protejezi privirile bărbaților de a deveni o pricină de potignire pentru ei dacă vei gândi duhovnicește. Vei putea să faci toate aceste lucruri pentru că El e același Dumnezeu, puternic, tare. Trebuie să te încrezi în El, trebuie să spui, Dumnezeul meu trăiește, mă va ridica de aici. Învățăm în al doilea rând despre umanitatea lui Iisus Hristos. Spune-ți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând, călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Au adus măgărușul, măgărița și-au pus hainele peste ei și Hristos a stat pe haine deasupra. Umanitatea lui Iisus Hristos în toată umanitatea. Smerit, umil, parcă vulnerabil, fragil, neputincios, fără putere în fața destinului, a sorții, în fața complotului care se urzea ca să fie omorât, să fie oprit din misiunea lui, fără să știe că tocmai omorârea lui este finalizarea misiunii lui. A dormit ca toți oamenii, însă într-o noapte a venit un om frământat la el și a refuzat să mai doarmă pentru că a trebuit să stea de vorbă cu el. Asta mă încurajează să știu că nopțile lungi din experiența mea ca soț l-am chemat și nu l-am găsit dormind. A venit în timp ce plângeam cu Carmen în situația prin care ea a trecut. Nu să dormeați la ora aia. După cum eu dormeam când dumneata ai trecut prin necaz. Și el n-a dormit în noaptea aceea, a venit la patul nostru și ne-a mângâiat. Am putut să stăm în picioare în ciuda apăsării, în minte, în suflet. El este un Dumnezeu care a mâncat ca toți oamenii, pentru că El a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Și într-o zi când au venit ucenicii cu mâncarea, El a refuzat să mai mănânce. Pentru că era acolo o femeie care se recăsătorise de 4 ori, era la 5-a experiență, la 5-a tentativă de căsătorie, o femeie nefericită și amărâtă, o femeie plină de rușine care căzuse în disgrația localității, care venea seara să ia apă, timp în care femeile nu se mai duc seara să ia apă. Ce să faci seara cu apa? Că mâncarea se face în timpul zilei, nu noaptea. Și Domnul a spus ucenicilor, poftă bună mâncați, eu am treabă acum. Un Hristos flămând n-are timp să mănânce. Pentru că a întâlnit un om ca mine, un om ca dumneata care avea nevoie de el. Atunci când vei fi amărât, când vei fi singur, când vei fi hulit de oameni, disprețuit, când oamenii nu vor mai da nimic pe dumneata, chiar dacă altă dată ți se închinau și te măguleau pentru că aveai ce să le dai, ascultă-mă, El își face timp de dumneata. El își face timp de mine. El este 100%, a fost 100% om, El ne înțelege. El știe ce înseamnă să-ți fie foame, somn, să te doară. El știe ce înseamnă să te întâlnești cu oameni ipocriți, să te mintă, să te fure,
să-ți promită și să nu se țină de cuvânt. El a experimentat fenomenele acestea mizorabile ale manifestării păcatului. Hristos a fost 100% Dumnezeu. A spus mării stop! Și într-o dată a încremenit marea și s-a făcut exact cum e apa într-un pahar, liniștită ca un copil care doarme. 100% Dumnezeu. Poate să vorbească cu valurile, poate să vorbească cu vântul, poate să vorbească cu necazurile mele, cu datoriile mele, cu fricile mele, cu temerile mele, cu problemele mele. Ce liniștit sunt atunci când știu că El este aici, 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 peste tot. Și când mă vede că nu mai pot și că mi se îndoaie picioarele și mă frâng sub poverile vieții, mă ridică și spune problemelor care pur și simplu m-au prăbușit: stop, stop, prea mult, prea mult. Dacă aș ști că nu mai este lângă mine, dacă aș ști că nu mai e în viața mea, dacă aș ști că nu oprește necazul, aș fi un om disperat. Prea multe sunt pe umerii unui muritor ca să le poată duce. Ce știi dumneata ce e în sufletul meu? Ce știu eu ce e în sufletul dumitale? Noi nu suntem din sticlă. Noi purtăm multe bucurii și o grămadă de necazuri. Noi purtăm tot felul de lucruri pe care le ascundem dincolo de perdeaua vizibilă și aparentă a religiei noastre. Noi suntem niște simpli oameni care umblăm cu Dumnezeu, care suntem angajați într-o luptă de a rămâne ca El, adică sfinți, în timp ce în jurul nostru se manifestă păcate abominale. Hristos a fost 100% Dumnezeu. Asta învățăm la Florii și avem nevoie să învățăm asta. Și Hristos a fost 100% om. Asta învățăm la Florii și avem nevoie să învățăm lucrul acesta. Umanitatea lui Hristos a consumat pentru oameni, fiind pusă în slujba mântuirii oamenilor. În al treilea rând, învățăm despre misiunea lui Iisus Hristos. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit și ce trebuia împlinit. A venit odată un proroc care a vorbit și a spus: va veni Mesia. În următoarea generație a venit un alt proroc și a spus în alt fel că va veni Mesia. Și în următoarea generație a venit un alt proroc care a spus în alt fel, aducând noi valențe ale mântuirii oamenilor prin Hristos. Și în fiecare generație a venit cel puțin un proroc care le-a spus: să nu vă pierdeți încrederea, va veni, la împlinirea vremii va veni. La împlinirea vremii va veni. Și s-a strâns o grămadă de revelație că va veni Mesia. Și acum trebuia doar să vină. Dar cine-i Mesia? Cum va veni? Că e așa de complicat. Nu mai poate face nimic. Cezarul are armată. Și la împlinirea vremii a venit Mesia. Purta pe umerii lui îndeplinirea unei misiuni imposibile. Să ierte păcatul la milioane de oameni, miliarde de oameni. Să ierte pe fiecare de curvie, de minciună, de fur, de toate nebunile în care au trăit pământenii, de la Adam și până la copilul care se naște acum într-un spital. Și Hristos a purtat această misiune pe umeri. A fost așa de grea pentru El, Dumnezeu, încât la un moment dat a fost pe cale să o lase jos. Și i-a spus Tatălui: există posibilitatea să găsești o altă soluție? Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi oprit acolo? Noi n-am fi știut să ne rugăm. Noi n-am fi știut că există Biblie. Biserica n-ar fi existat. În nopțile grele prin care treci în viața aceasta, te-ai fi tras de cap, disperat. Ai fi sunat prietenii și n-ai fi avut nicio soluție. Hristos a murit pentru noi. Înainte să se ridice la cer, s-a uitat la Tatăl care l-a trimis și care îl privea cum își desfășoară misiunea și a spus: misiune îndeplinită. Sunt liber să mă întorc. Las totul schimbat. Totul este pregătit. Oamenii au început să fie iertați. Evanghelia este predicată. Duhul Sfânt coboară în inimile oamenilor. Biserica se mulțește. Și a îndeplinit misiunea. Mă întreb, care este misiunea noastră? Mă întreb, lucrăm la ea? Mă întreb, suntem în stare să ne sacrificăm pentru misiunea asta? Sau avem misiuni care au legătură cu casele noastre, cu mașinile noastre, cu copiii noștri? A spus Hristos: n-am ce să-ți dau, omule, dacă vrei să vii după mine. Nu veni după mine pentru foloase materiale, că nu am ce să-ți dau. N-am nici măcar pernă pe care să-mi pun capul. Am doar o misiune care mă frânge. Ori de câte ori oamenii au încercat să-L oprească, El spunea: misiunea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Nu încerca să mă opriți, că s-o ocupat. Nu încerca să mă opriți, că s-o ocupat. Misiunea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Nimeni n-a putut să-L oprească. N-a reușit nimeni să-L ademenească.
N-a reușit nimeni să oprească îndeplinirea misiunii lui. A știut ce vrea. A murit pentru misiunea aceasta. Și când a îndeplinit-o, a spus tatălui: misiune îndeplinită, sunt liber acum. Și s-a întors în cer. L-au privit ucenicii speriați și un înger a venit să le explice. De ce îl priviți? Să știți că se va întoarce. Dar nu mielul care l-ați văzut plin de sânge și pe cel care l-a sacrificat cu cuțitul în mână jubilând. Se va întoarce leul care e puternic, a călui răge, te pune în leșin. Leul se va întoarce într-o zi, ferice de cei care sunt prietenii lui, ferice de cei care sunt biserica lui, ferice de cei care sunt născuți din nou. La Florii învățăm că Iisus a avut o misiune, dar și responsabilitatea să o împlinească. Cel mai tânăr dintre noi are o misiune în biserica aceasta. Mă aștept să-ți îndeplinești misiunea, indiferent care este. Hristos se uită la noi și așteaptă să ne îndeplinim misiunea. Care este misiunea mea în biserica asta? Care e misiunea mea în casa mea? Care e misiunea mea în lumea asta? Care este misiunea inimii mele? Sunt zdrobit de povara acestei misiuni. Am citit despre un mare bărbat care a fost întrebat spre bătrânețe când toată lumea se uita la el aproape ca la un superom. Și a fost întrebat: care e rugăciunea ta permanentă înaintea Domnului? Și răspunsul lui i-a zdrobit pe toți: mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere să-i rămân credincios. Tu te rogi rugăciuni de genul ăsta? Astea sunt rugăciuni de falimentar, nu de mentor. Avem misiunea să trăim în sfințenie. Nu alcool, nu țigări, nu droguri, nu pornografie, nu minciună, nu furt, nu hoție, nu lăcomie, nu șmecherii, nu banditism, nu ipocrizie, nu lipsă de iubire și de iertare. Misiunea noastră, știu că e greu, și eu trăiesc într-o piele ca dumneata. E misiunea noastră, e misiunea noastră. Tot timpul e nevoie să dăm bani la biserică, e misiunea noastră. Nu putem abandona acum, mai e un pic și ajungem la capăt. E misiunea noastră, venim de departe, de așa de departe. 30 de ani sunt în urma mea. 30 de ani. 30 de ani. M-am luptat și m-am încercat să-mi refuz orice plăcere păcătoasă. Câți ani sunt în urma dumitale? Ai misiunea să termini. Ai misiunea să continui. Ai misiunea să devii mai proeminent, mai prolific înaintea Domnului, adică mai bogat în daruri, în slujbă, în rod. Ai misiunea aceasta să nu te oprești. Ai misiunea să devii din ce în ce mai capabil să ierți. Nu te pune la mintea oamenilor mici. Ai misiunea să treci peste mediocritate. Ai misiunea să ieși din superficialitate. Ai misiunea să te ferești de secularism. Ai misiunea să te ferești de fenomenul Rasputin. Ai misiunea să fii sfânt. Ai misiunea să fii un exemplu. Ai misiunea să te rogi, să postezi, să citești din Biblie. Ai misiunea să te îmbraci decent pentru onoarea lui Dumnezeu. Nu mai alerga după valoare, aleargă după sfințenie. Nu mai alerga după atenție, aleargă după neprihănire. Ce fel de om ești de-și permiți o viață ca asta? În al patrulea rând, la Florii învățăm despre inconsecvența oamenilor. Lucru care m-a durut destul de mult în viața mea a fost inconsecvența. M-am trezit plin de pasiune să iau decizii care am știut că sunt ale lui Dumnezeu în viața mea. Și am fost fericit că le-am luat. Însă peste o bucată de timp am observat că îmi pierd entuziasmul. Am luat decizii pe 1 ianuarie, era 12 noaptea, și am stat cu Carmen înaintea lui Dumnezeu ca și dumneavoastră și i-am spus câteva lucruri pe care vreau să le fac anul ăsta. Și îmi dau seama că acum mi se pare mai greu de făcut decât atunci și suntem doar în aprilie. Îmi dau seama că ne e greu să ne ținem de cuvânt pe termen lung. Îmi dau seama că ne apucă emoția. Îmi dau seama că suntem într-un val de entuziasm și luăm decizii. Știm că trebuie luate, dar ne pierdem, ne defocalizăm.
Și pur și simplu nu mai simțim aceeași forță să rămânem consecvenți. Și noi care am promis, uităm. Și este nevoie să vină tata, mama, soțul, soția, păstorul și să ne spună: hei, tu care de mult trebuia să fii un învățător, tu care trebuia să te rogi o oră pe zi, tu de la care mă aștept să fii un exemplu în adunarea asta, mă pui în situația să vin să spun la ce oră trebuie să vii la biserică? Mă pui în situația să vin să-i spun soției tale cum trebuie să te îmbrace, cum trebuie să se îmbrace după 20-30 de ani de pocăință? Tu, fratele meu, mă pui să te învăț lucruri pe care numai pe nepocăiții învăț? Care este situația consecvenței noastre? E mai ușor să luăm decizii decât să ne ținem de ele. Au fost momente grele în viața noastră când i-am promis Domnului una sau alta și când momentele grele s-au transformat în momente ușoare sau obișnuite, puțin câte puțin am pierdut din vedere ce am promis. Și uneori când mă rog, mi-e așa de greu să recunosc că eu sunt omul ăsta și trebuie să mă lupt cu mine, trebuie să, parcă e un alt om, trebuie să-l iau și să-l ridic în picioare și să-i spun: trebuie să ai demnitate, ai promis lui Dumnezeu, dacă el nu se-ar ține de cuvânt, te-ar durea, i-ai spune: de ce nu te ții de cuvânt, că mi-ai promis că mă ierți, de ce nu mă ierți, de ce nu mă ajuți, de ce mă las singur în ziua necazului? I-aș reproșa dacă nu s-ar ține de cuvânt. Și eu am probleme să mă țin de cuvânt față de el. Vin la biserică, că nu-i mare lucru. Venim la biserică, dar ne e greu să ne pocăim. Vrem să ne pocăim, dar ne e greu să-i dăm lui controlul. Vrem să-i dăm lui controlul, dar ne place să luăm noi decizii și să facem ce vrem. Uitându-mă la oamenii aceștia, îi găsesc inconsecvenți. Și inconsecvența lor se vede din faptul că Iisus coboară dealul, intră în oraș și înainte să intre în oraș a început să plângă. I-a văzut prin Duhul. Nu se vedea de acolo oamenii, dar i-a văzut prin Duhul. Hristos ajunge în mijlocul lor și ei serbau, sărbătoreau și se bucurau, dar el le cunoștea inima. Le cunoștea frustrarea, păcatul, rutina, religia, neînțelegerile dintre ei, adversitățile. Încerc să-mi dau seama ce se întâmpla în inima lui Iisus, care le cunoștea ipocrizia, falimentele, durerea, frământările, în timp ce ei se bucurau. Uneori mă gândesc, ce crede Dumnezeu despre mine? Ce zice Dumnezeu când se uită la viața mea? Dumnezeu știe gândul din mintea mea, dumneavoastră nu-l știți. Dumnezeu știe azi noapte și ieri și acum 50 de ani. Dumneavoastră nu știți? Dumnezeu știe toate lucrurile. Ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu? Mă gândesc, ce ar fi trebuit să mai facă și n-a făcut? A rămas ceva nefăcut? Îi pot eu imputa ceva lui Dumnezeu? E ceva ce, dacă ar fi făcut, ar fi fost mai ușor pentru mine să fiu pocăit? Sau a făcut totul și de fapt acum e doar partea mea, doar misiunea mea. Să-ți iubești nevasta o viață întreagă, să-ți respecti soțul o viață întreagă, să-ți educi copiii până să pleacă din casă, să trăiești în armonie cu toți oamenii ăștia care sunt așa de diferiți, uneori supărați, nervoși, îl prinzi când pe stângul, când pe dreptul, să mărturisești pe Domnul cu viața și cu vorba unei lumi care pur și simplu este mizerabilă, să îl ierți pe cel care ți-a făcut atâta rău și te-a făcut să te simți mizerabil, să-l iubești pe cel care nu merită decât două palme, să te lupți în fiecare zi cu treburile astea, să fii întotdeauna așa de ocupat, să n-ai timp să răsufli pentru că pleacă o ispită și vin zece, să fii copilul lui Dumnezeu și să te ții tare în fiecare zi, să nu ți se murdărească haina, că nu știi când se întoarce. Există atâta inconsecvență. Au dat lucruri, dar nu s-au dat pe ei. Ce înseamnă să se dea pe ei? Un eu înseamnă duh, suflet și trup. Un duh înseamnă cuget, conștiință, să-i dau lui.
Un suflet înseamnă sentimente, rațiune și voință, să îi le dau lui. Sentimentele mele, îmi place, ascultă-mă să nu-ți mai placă, împotrivește-te la plăcerea asta că e mizerabilă. E mizerabilă. Rațiune, eu cred că, din punctul meu de vedere, stop. Voință, nu pot, frate, nu am putere să, trebuie să pot, pot totul în Hristos care mă întărește. Cât de diferit este idealul Evangheliei de realitatea existenței spirituale a generației noastre. O inconsecvență teribilă. Vremurile s-au schimbat, inconsecvența a rămas. N-a putut nimeni să o omoare. Este și o plagă a generației noastre. Vin, dar nu mai vin. O să fac, dar nu mai fac. Lasă-mă pe mine, du-te tu că nu mai pot. O teribilă inconsecvență. Ia decizie soțul, ia decizie soția, iau decizie copiii, iau decizii frații și există o teribilă inconsecvență. Ce mult m-aș bucura dacă aș primi de la Dumnezeu puterea să urăsc această inconsecvență din viața mea și să mă lupt cu ea până când o voi stârpi de tot, adică să nu mai existe nicio picătură în sufletul meu. Dacă nici la vârsta aceasta, dacă nici în locul acesta, dacă nici în vremurile acestea nu ne luptăm pentru o consecvență în sfințenie, în neprihănire, în fidelitate, atunci ce se va întâmpla cu noi? Atunci ce se va alege de sufletul nostru? Îl privim pe Hristos plângând. Atunci a plâns de generația de atunci, acum plânge de generația de acum. Închei spunând că al cincilea lucru și ultimul din punctul meu de vedere în această seară, învățăm despre eșecul evreilor. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. De ce a plâns Iisus? Pentru că ei au falimentat, au eșuat. De ce au falimentat ei? În primul rând, nu au cunoscut lucrurile care urma să le dea pacea. Nu au cunoscut lucrurile care urmau să le dea pacea, adică pe Hristos și cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, pentru că nu au cunoscut vremea cercetării, a venit Duhul Sfânt să-i cerceteze și erau ocupați. A venit cuvântul să-i cerceteze și erau ocupați. A venit cântarea să-i cerceteze și erau ocupați. A venit predica să-i cerceteze și erau ocupați. A venit o părtășie frățească să-i cerceteze și erau ocupați. Și Hristos spune, plâng pentru tine, pentru că nu ai cunoscut vremea, momentul, timpul acela, l-ai pierdut, ai fost preocupat de altceva. Nu ți se întâmplă să fii cu un om, să vorbești cu el, să se uite în altă parte și e nevoie să-i spui, bă, omule, nu mă auzi. Toate acestea au consecințe. Trebuie să vă spun în încheierea predicii mele că toate acestea au consecințe. Care sunt consecințele? Hristos ne spune următorul lucru. Lucrurile care puteau să-ți dea pacea și nu le-ai primit, acum sunt ascunse de ochii tăi. S-a închis, s-a terminat. Ascultă-mă, va veni o vreme când nu te vei mai putea ruga. Nu că nu-ți dă cineva voie, vei deveni împietrit. Vei deveni împietrit să vii la biserică, vei urî biserica. Îți va fi silă să calci aici. Nu vei mai putea să atingi cartea aceasta, pur și simplu nu mai vrei. Pentru că Dumnezeu te va lăsa în pace. Nu există om mai nefericit în lumea aceasta decât să lase Dumnezeu în pace. Am o nepoțică de câteva luni. Dacă maică sa și taică s-o ar lăsa în pace, ar muri în câteva zile. Nu e în stare să meargă, nu e în stare să vorbească, nu e în stare să mănânce, nu e în stare să-și cumpere lapte, nu e bună de nimic. De cât de drăgălit. Nu e bună de nimic, e mică și neputincioasă. Dacă părinții ar lăsa în pace, ar muri. Așa se întâmplă cu mine dacă m-ar lăsa Dumnezeu în pace. Și Biblia spune următorul lucru: dacă nu pricepi vremea în care te cercetezi, te las în pace. Și apoi nu vei mai putea fi cercetat. Nu vei mai putea fi cercetat. Și doi, vrăjmașii vor veni peste tine și te vor distruge. Îți vor distruge viața, casa, orașul și țara. Peste 30 și ceva de ani, în anul 70, au venit vrăjmași. Imperiul Roman au venit și i-au nenorocit pe evrei. Poporul ales al lui Dumnezeu a fost distrus. Încerc să-mi imaginez cu mintea mea de om, nici nu știu dacă imaginația mea este fidelă adevărului, dar îmi imaginez numai
să ajut pe cineva care are nevoie de ajutor în felul ăsta. Mi-l imaginez pe Dumnezeu cum se uita cum vin armatele fiului lui Vespasian, lui Titus. Erau ca furnicile. Veneau peste evrei ăștia speriați, dezorganizați, cu tot felul de partide. Se uita Dumnezeu și de câte ori n-a trimis un înger care a făcut BOU! Și ăștia au rupt-o la fugă, s-au bătut unii pe alții, s-au înnecat, s-au scos ochii și au... a rămas poporul Domnului scăpat. Dar Dumnezeu n-a mai zis BAU! Se uita Dumnezeu la ei cum se apropie de cetatea sfântă, de templu, de locul prea sfânt. I-au dat foc. Și Dumnezeu se uita. Numai un deget dacă ridica, totul se oprea. Îi ardea pe toți, îi nimicea și își proteja poporul. Dar de data asta nu l-a mai protejat. Câtă durere am în suflet când mă gândesc așa. De data asta nu l-a mai protejat, l-a lăsat în pace. Când Dumnezeu te lasă în pace, ascultă-mă. Ascultă-mă, când Dumnezeu te lasă în pace, nu mai e nimic de făcut. Și Hristos spune, am venit să te cercetez și ai fost ocupat. M-am simțit dezonorat, m-am simțit lovit și blasfemiat de tine, de indiferența ta, de nepăsarea ta, de omisiunile tale. M-am săturat! Am să te las în pace. Vor veni vrăjmașii, mă voi uita cu ochii cu care te-am salvat altădată și nu te voi mai salva. Pentru că ești un răsfățat care nu mai prețuiești salvarea mea și nu mai onorezi pe Salvator. Mă uit la dumneavoastră și sunteți oameni ca mine, tați, mame, soți, soții, oameni, oameni ca mine. Și mă gândesc care va fi jumătatea aceea care nu va avea onoarea să intre în cetatea de aur. Mă uit la dumneavoastră și după atât a venit la biserică, după atâtea promisiuni prin credință, după atâta efort făcut într-o viață de muritor, am alergat mai tare decât niște mașini, de când ne-am născut până astăzi. Mă uit la dumneavoastră și mă întreb, care vor fi cei care vor auzi, du-te de la mine că nu te cunosc? Te-am cercetat și n-ai înțeles vremea cercetării. Ai râs, ai disprețuit, ai fost ocupat cu altceva. Mă uit și mă întreb, frați și surori, care va pierde candidatura la cer? Ziua aceasta de Florin învață că Iisus și-a făcut datoria. A venit într-un oraș care l-aștepta, dar nu l-au așteptat. Se certau și erau mânioși chiar în ziua sărbătorii. Aș vrea în seara aceasta să mă uit în viața mea, în casa mea, în biserica aceasta unde stau alături de dumneavoastră de 10 ani și să spun următorul lucru. Nu mai e mult. E așa de aproape să se întoarcă. Nu va mai veni ca un miel să ne ierte, ci ca un leu care judecă. Nu va mai fi vreme de pocăință, acum este. Trebuie neapărat să renunțăm la alte preocupări și să ne punem pe pocăință, pe o pocăință așa cum știm noi că este ideală în mintea și în teoria noastră. Dacă aș mai ști să spun ceva mai frumos, mai bun și mai folositor pentru sufletul dumitale, aș spune, dar nici timp nu mai am. Așa că mă opresc și vreau să te rog, gândește-te la sufletul dumitale, unul ai, unul singur, și vremea aceasta trece după cum a trecut cea de până astăzi. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și la florile acestea, să ne înnoim în Duhul lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Dumnezeu. Aș vrea să ne trezim, să ne ridicăm din nou în picioare, să revenim la ce am pierdut, la ce am uitat, la ce am părăsit. Poporul Domnului, stă să vină Domnul, leul din Iuda se va întoarce, un sunet de trompetă va despica văzduhul și o lumină ca mai puternică decât soarele va lumina și Domnul nostru va veni. Domnul nostru va veni, ne vom uita în ochii Lui și vom aștepta să spună, rob bun și credincios, vino, vino, vino! Haideți să ne rugăm biserica Domnului, să încheiem cu rugăciune serviciul divin din această seară.